своими глазами. Бинет Денис, лабернисая экспозиции копиилор в кадром центра студиовой де креативитате Луч. Cu genericul semnificativ Vacanța la galerie. Protagoniștii acestei expoziții sunt micii artiști care sunt ghidați frumos pe tărâmul de creație de către dascălul Ina Palamani, care de fapt este și fondatoarea acestui studio de creativitate pentru copii. Mă numesc Mirela Cocilian, am 7 ani. Așa, Mirela. Câte lucrări ai astăzi aici? 12 și acasă încă am 100. Ce-ți place să faci tu? Să pictez. Așa. Și ești mândră că lucrările tale astăzi sunt aici și le vede toată lumea? Da. Sunt mândră că sunt aici lucrările mele. Mă numesc Inga Cuciriav și sunt mămica acestei mici pictorițe pline de creativitate, datorită studioului de creativitate Luci, pe care îl frecventează deja fiica mea de 4 ani. Așa cum vedeți, este o magie adevărată, pentru că sunt expuse atât de frumos și expresiv lucrările copiilor noștri de la studioul și în atâtea tehnici. Noi suntem nu numai mândri, dar vedem datorită acestui studio de creativitate, atâtea beneficii în dezvoltarea copilașilor noștri, prin dezvoltarea imaginației, creativității, motoricii. Copiii sunt absolut încântați să urmeze aceste tehnici la studio, datorită doamnei Ina Palamari, care cu mare grijă și cu cea mai mare dăruire oferă aceste tehnici spre a fi dezvoltate împreună cu copilașii. Astăzi, evident că avem emoții, pentru că noi frecventăm de 4 ani și studioul există de aproape 4 ani și jumătate. Și această expoziție chiar merită a fi, într-adevăr, apreciată, pentru că este prima. Și întotdeauna primele emoții sunt cele mai deosebite. Bună ziua tuturor! Eu sunt Ina Palamari și astăzi, împreună cu copiii noștri de la Studio de Creativitate Luce, vom prezenta cele mai strălucitoare, colorate și deosebite lucrări aici, în galeria noastră din orașul Bălți. Bună ziua, mă numesc Raul Cosmin, am 7 ani. Desenat un tuhar. Un verde deschis și verde mai închis. Eu am desenat un tucan care se numește tucanul fermecat. Eu am ales să desenez tucanul pentru că îmi place să desenez animale și am ales să desenez tucanul fiindcă tucanul este o pasăre foarte frumoasă și este o pasăre pe cale de dispariție din cauza oamenilor. Eu mă numesc Antela Drau, sunt mama lui Cosmin și de 2 ani încerc să admir lucrările pe care le face Cosmin. Noi la Centrul de Creativitate Luci am început așa ca o distracție, ca o ocupație, să zic așa, și nu mi-am imaginat că Cosmin va ajunge să creeze astfel de lucrări. Sunt mândră, deja am participat la câteva concursuri de la care mi-am întors, de la toate cu premiul întâi, cu medalia de aur și sper că această activitate să continue și mai departe. Mulțumim profesorului nostru, doamna Ina Palamari, pentru oportunitatea de a oferi copiilor noștri ceva frumos, ceva de suflet în orașul Bălți. Eu cred că așa lucrări minunate trebuie să vadă toată lumea, nu doar Bălți, dar cu sprijinul părinților. La copilașii mei am mult noroc ca profesor, ca părinți care m-a susținut în toate și m-a ajutat și talentul acestor copii trebuie să vadă Bălțul numai decât. La studioul nostru noi nu doar desenăm, dar și modelăm, aplicăm, aici sunt și prezentate și tehnica vitraliu și desen pe pânză și cu acril și din stuf, multe. Eu sunt Sofia și îmi place să pictez guaș, îmi place să modelez gulut cu plastilină, îmi place să mai colorez cu pastel
cerurile de Danaina până mare. Eu mă numesc Olivia. Olivia. Sunt numele meu preferat. Sunt cu lalelele. Uh-huh. Am folosit ziar, am rupt, am încreiat și deasupra am colorat niște lalele. Lalele sunt de culoare roșii. Așa, cu frunze verzi. Sunt culoarele mele preferate. Eu sunt Natalia Scobioală, sunt mama acestor două fetițe minunate care pregătează studioul de creativitate Luci de la 4 ani. Foarte entuziasmate și în momentul când avem o vacanță sau un timp liber, ele mereu întreabă: mami, dar nu mergem. Nu iubesc să facă pauză, dar să meargă regulat la acest studio. Cele mai importante premii pe care le-au primit fetițele sunt locul întâi în Bulgaria cu fluturașii și cu pisicuța în Ucraina, la fel locul întâi. Ele foarte cu ardoare iubesc natura, soarele, cerul, totul ce este în jurul lor. Și asta ne bucură extrem de mult, pentru că sunt copii care își trăiesc copilăria așa cum ei merită. Mulțumim, în primul rând, copiilor din cadrul studioului de creativitate Duci, care au adus nu numai culoare la noi, dar și bună dispoziție. Poate aceste lucrări nu sunt realizate într-o tehnică anume, dar ele transmit cele mai sincere emoții. Emoțiile unui copil. Nu în zadar se spune că copiii văd totul în nimic, iar oamenii maturi nu văd nimic în totul. Vă îndemn să vizitați această expoziție, care va fi deschisă până la data de 10 august. Să vă aduceți aminte de copilărie, să nu uitați să visați și să fiți cât mai aproape de copii, să îi încurajați în ceea ce fac. La rândul nostru, noi felicităm cu această primă expoziție a studioului de creativitate Luci, în numele doamnei Ina Palamar, în semn de recunoștință pentru participare de excepție în cadrul expoziției Vacanța la Galerie, semnează această diplomă studioului de creativitate Luci. Mulțumesc! Mulțumesc!